Știți ce vreau să vă întreb? Nu știu, ați fi făcut acest pas, să intrați în Partidul Social Democrat în urmă cu un an, când era o altă conducere PSD, era domnul Liviu Dragnea, sau acum un an și Deci, jumătate, cred. Ați fi făcut același pas să intrați domnișoară, în PSD? nu aș fi intrat în PSD acum un an, însă noua conducere a PSD-ului, reformele concrete pe care conducerea actuală a Partidului Social Democrat și le-a propus, da? Și având în vedere că, spre exemplu, eu vorbesc, nu cunosc foarte în detaliu PSD-ul, dar cunosc că la Timiș avem lideri care ne-am, sau candidații pentru Camera Deputaților și Senat suntem foarte tineri sau tineri. Eu, spre exemplu, născut în decembrie 88, nu poți să-mi spui că sunt comunist sau că sunt, nu știu, urmașul, nu știu eu mai cui. Totodată, PSD Timiș a înțeles că trebuie să se reformeze și noi înțelegem un lucru, că o economie și o țară normal dezvoltată trebuie să aibă o stânga și o dreapta puternică. Și atunci eu am ales să merg aici pentru că vreau să contribui la reforma PSD-ului, astfel încât toți oamenii care astăzi vorbesc fără să știe foarte multe detalii, domne, că PSD, că Dragnea, că nu mai știu care, ei bine, Dragnea și tot ce a însemnat baronime a cam dispărut din PSD și iată că PSD-ul încet se reformează.